Walking the stage, message to preach, but I
Aș vrea să-i aplaudăm pe cei de la litera 1, cei care au avut, sunt invitații noștri în această seară. Această doză de sincretism de care avea nevoie cel puțin muzica românească. Sunt un proiect interesant, cel puțin interesant, trebuie să le dați lucrul ăsta. Da.
Și adevăratul motiv pentru care ne-am strâns în această seară aici este că noi, Vița de Vie, sărbătorim 15 ani de când am lansat albumul nostru fenomenal. Iar albumul ăla... ăla care a apărut în... arăta ca o cutie de medicament, ăla care are basul și cu topa mare pe el, ăla cu Vino la mine, ăla cu Yama, ăla. E albumul ăla cu Ă mare în discografia noastră. Anul acesta îl împlinește 15 ani și noi ne-am gândit că ar fi o idee bună să luăm și să-l plimbăm așa prin țară. Suntem într-un turneu național și de fiecare dată când trece pe lângă voi ne vine să ne oprim. Acum 3 luni, dacă nu mă înșel, am fost în pubul de lângă și am avut concertul nostru acustic. Nu știu dacă ați fost acolo, dar din tot turneul nostru acustic, concertul din Buzău e unul dintre cele mai bune pe care le-am avut. Ne-a făcut să ne simțim fantastic în pielea noastră cu instrumentele acustice în mână. Așa că ne-am gândit să ne întoarcem. Astăzi ne-am întors cu albumul nostru fenomenal, pe care o să-l cântăm integral. Așa că vă propun ca exact aici undeva. Să fie un fel de ușă a timpului și să ne întoarcem în timp 15 ani, împreună cu voi. Ok?
vă vreau să plecă drumul cu multă aglomerație. Fără la televizor, sfaturi pentru viitor, vorbe dus pentru tipor și multă aberație. Și nu niște țigan, la sună telefonul. Yeah.
asta să scriu despre tine, nu meriți nici am mai mică atenție. Din punctul meu de vedere ești o mare impresie. Ai rămas la fel și nimic n-o să te schimbe. Sâmbăta și de mine ca ești cu mâna să te privești. În fine, de gata, la ochi și de picioare. Tot așa vei fi și în viața următoare. De-a lungul timpului până în prezent și știu că o să ne urmărească și de acum înainte, până când nu vom mai fi. Melodia se numește Basul și cu toba mare. Și cu toba mare tântare. Mă duc să caut un loc, să mă arunc în cap, să scap de drag, să fie bine și să sar în sus pe fuzoare când se aude tare. Basul și cu toba mare. Ia, basul și cu toba mare. Basul și cu toba mare. Basul și cu toba mare. Sunt multe fete bune care au și vorul mare. Sunt și mai multe fete care poartă pe picioare. Dar cel mai multe fete și-l păstrează. Fitoare și lusucă, basul și cu toba mare. Și sare, cum se sare în aer. Și oare orice noastră cât ar fi de tare. Mesala de canal, mirosul fatal. Îmi intră greu și de vin. M-a dat vorul la boas, sunt de sângele pe nas. Și aștept adrenalina să mă bage în extaz. Creierul cedează, mușchii se cordează. Inima păprează tare, basul și cu toba mare. Yeah! Basul și cu toba mare. Basul și cu toba mare. Basul și cu toba mare. A basul și cu toba mare. La orice visă bună care vrea să stea-n picioare. Musai să se audă basul și cu toba mare. La orice discotecă de la sat-o rasa mare. E muzei să se audă tare, basul și cu toba mare. Ia, basul și cu toba mare. Basul și cu toba mare. Basul și cu toba mare. Mai tare, basul și cu toba mare.
Sunt multe lucruri de spus despre această melodie noastră. De exemplu, faptul că la 2 săptămâni, după ce am făcut un videoclip extrem de scump la vremea respectivă, el a fost interzis de CNA. Deci videoclipul a apărut și a dispărut așa. Sau, de exemplu, faptul că Pupe, aici de față, a venit pe vremea când Basu și cu Toma Mare era în fabrică, se lucra la melodie. Pupe a venit de acasă și a zis, bă, am visat o temă de chitară azi noapte. Fiți atenți, era ceva de genul pam, 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 dar nu suna așa, era așa cumva. Pa, 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 ra, pa, da, ra, 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 pa. Și am prins-o din visul lui Pupe și am băgat-o în această melodie. Și cred că asta e doar o mică dovadă că visele pot deveni realitate. S-a împlinit. Ok, mulțumim. Mai sunt povești din 99, dar nu vreau să vă obosesc așa cu... Următoarea melodie se numește Sapa. Are și o lungă poveste în spate. Este ultima melodie pe care am înregistrat-o pentru albumul Fenomental. Eram într-un spre Germania, nu mai știam ce versuri să facem. Melodiile erau aproape neterminate. Și am rezolvat versurile melodiei Sapa extrem de simplu. Am făcut o melodie câmpenească, românească, frumoasă, dar de dans. Și destul de jazzy, dansantă. Așa că dacă aveți chef să dansați, cum o să facă tehnicianul nostru pe această melodie, puteți să-l urmăriți, stă acolo în colț, are un tricou cu vița de vie. Apropo, tricou cu vița de vie avem și la intrare, dacă vreți, avem și niște CD-uri. Deci urmăriți-l pe Vali și intrați în sincron cu el la această melodie. We'll be right back.
mare. E roba mea m-am mult rău la de cine te-am racontat. Ce să fac cu banii dacă nu mai sunt filmul din mor? La patru fama și fiind satul meu a rămas pustiu. Nu mai e ce durere mă apasă umora sa. Nu te lasă gata, a rămas doar apa. Am rămas și eu să-l cred și să tacă. Cineva din voi la concertul acustic al nostru din clubul de lângă? Foarte fain dincolo, nu-i așa? Și aici e frumos, dar așa puțin ciudat, adică... Dincolo e mult lemn și de fiecare dată când nouă ne dai lemn, ne place. Lemnul e ceva viu, ceva... Și din lemn se fac chitări. Următoarea melodie se numește... Neviu. S-a întâmplat cu mine niciodată. Nu pot să mă trezesc la viața mea. Să-ți dau cu mine, ce dorai.
aproape integral și am pus-o pe albumul acustic, album lansat anul trecut și album pe care l-am cântat Dincolo, Povestea cu lemnul, știți? Când a fost un concert foarte mișto. Melodia se numește Ce contează și în varianta albumului acustic o cântăm împreună cu Eugen Kaminski, chitaristul formației Vama, și cu Florin Ochescu. Florin Ochescu fiind unul dintre, să spunem, cei mai mari chitariști români. Și încă este în viață. Dar este. Ne bucurăm de el. Nu se lasă!
Următoarea melodie este, se numește Yama. Și și ea, la rândul ei, a avut un videoclip făcut de TVR2 la vremea aceea. Eram noi puși pe niște covoare din astea, numai că foarte, foarte prăfuite, îmbrăcați extrem de ciudat în niște, cum se cheamă aia, turcești, bufanți așa, se purtau și 99, niște șalvare așa, cum erau blugii a piramidei, mai știți? Așa, culoarea muștar. Da, și eram îmbrăcați așa în niște mici sultani ai ai rockului românesc. Și acel videoclip, după ce a fost produs, cei de la TVR s-au uitat la el și au difuzat de două ori și l-au lăsat în arhivă acolo. Și cumva dacă ia foc televiziunea română, o să ia foc și videoclipul nostru. Asta vreau să vă spun. Melodia este Yama. Yeah.
Ultima melodie de pe albumul nostru fenomenal o să fie Vino la mine, pentru că este ultima melodie intrată pe album. Albumul l-am lansat în 1999. Casa de discuri de la acel moment a spus, ok, 99, românii sunt săraci, muzica în România se ascultă doar la casetofon, oamenii nu au scule de ascultat acasă, oamenii ascultă muzică în mașină la casetofon. Așa că albumul fenomenal va apărea în format casetă. Ok. La 3 luni după ce a apărut în format casetă, noi am făcut melodia asta, Vino la mine, pe care am împrumutat-o de la prietenii de la NMD, Nick și Delia, îi mai știți? Da, mișto. Și am făcut varianta noastră. Am dus melodia la casa de discuri, casa de discuri a zis, wow, asta este. Luăm melodia, o punem pe album și scoatem CD. Ca și cum în 3 luni de zile PIB-ul României crescuse așa de la pământ, explodase, toată lumea avea CD player în mașină, toată lumea avea CD-uri acasă și așa mai departe. Anyway, asta e povestea piesei Vino la mine. Așa a apărut ea pe albumul nostru fenomenal, nu prima variantă, nu pe casetă, ci pe a doua variantă pe CD. Dar între timp am făcut și o variantă acustică pe care am cântat-o. Și ne place piesa în continuare la fel de tare cum ne-a plăcut în prima zi când am reorchestrat-o. Vino la mine și am pus capăt fenomenalului și vă mulțumim că ați fost în această seară alături de noi. Toate fetițele erau îmbrăcate, frate. Toate discotecile se poate, e iarnă, iar ce n-am dreptate. Nu pot să cred ce l-ai cântat. Nu înțeleg. Haide, vino înapoi. Sunt vineara în noi. Vino la mine. Vreau să fiu iar tine. Haide, vino. Mulțumim!
Cezar, Mihai, Adrian, Cupe, Adrian, Adrian. Și ce Adrian? Adrian, Adrian, Cupe, Mihai și Cezar. Mulțumim să fie. Ok, o să... Să mai cântăm două piese. Chitară deschisă, foaiele schise și la destele pe hainele mele și cer să nu uit, să nu văd, să cobor dintre ele. Am o putere în față, un gând de alță și la destele pe umele mele și cer să nu uit, să nu uit, să we'll be right back.
și cheia, dacă m-ai lăsa. Sunt scrise, rămân așa, fiecare are calina sa, dimineața sa. Faceți o chestie pe final. Ori cu palmele, ori cu paharele pe masă, ori cu scrumiera sau cu sticla de bere goală, cu orice puteți să faceți percuție, trebuie să faceți percuție. Pentru că acum ne luăm la revedere și trebuie să ținem minte acest lucru. Seară bună în continuare. Poate ne vedem mai târziu la karaoke. Cheers!